12 vestiare, sală de conferință, sală de forță, sală de șuturi pentru antrenament pe uscat, două rolbe, capacitate de aproape 500 de locuri. Acestea sunt doar câteva dintre facilitățile pe care le oferă patinoarul din Cârța. Comuna Cârța, județul Harghita, cu o populație de aproape 2500 de locuitori. Au venit în Cârța pentru un cantonament de o lună, în vara lui 2012, și aici au rămas timp de aproape 5 ani. După ce Mihai Flamaropol, singurul patinoar din capitală, a fost închis, hocheiștii de la CSA Steaua Rangers au fost nevoiți să plece în exil. De 5 ani, roșalbaștrii joacă meciurile considerate acasă, dincolo de Carpați. Deși Cârța este o comună cu o cifră a populației de aproximativ 1000 de ori mai mică decât cea a capitalei, dispune de un patinoar omologat pentru competiții oficiale. Fanii, care odată umpleau până la refuz tribunele de pe Mihai Flamaropol, nu i-au putut urma la sute de kilometri distanță. Acum, puținii suporteri sunt membrii familiilor și poate câțiva prieteni. Ce ar însemna pentru tine să joci pe un patinoar din ale cărui tribune să se audă Hai Steaua? O emoție foarte mare, vă dați seama, e cel mai frumos. Cred că fiecare jucător își dorește asta. Vlad Crețu are doar 17 ani, însă o mulțime de proiecte. În această perioadă este plecat cu lotul național Under 18 în Coreea de Sud, la campionatul mondial de hockey pe gheață. De asemenea, el joacă la echipa CSA Steaua Rangers Under 20. Dar cea mai mare realizare este faptul că în acest an a fost titular și la câteva meciuri ale seniorilor. Este ceva uimitor, nu știu, tot ce am visat până acum. E o senzație destul de ciudată că am ajuns să joc în echipă cu jucători la care acum câțiva ani mergeam și mă uitam la meciul patinoar Flamaropol, dar e și o senzație frumoasă în același timp. E tot ce putem să realizez la vârsta asta. Asemenea lui Vlad sunt și ceilalți jucători tineri din echipa de seniori, ceea ce pentru alții ar fi reprezentat motive de justificare pentru un sezon nu prea reușit. Pentru conducerea clubului militar și pentru jucătorii experimentați din echipă a devenit o motivație de a construi viitorul. Sunt foarte mulți tineri care i-am ținut lângă echipă de anul trecut. Anul ăsta au avut posibilitatea să joace mult, au arătat că pot, s-au integrat bine în echipă și sperăm că la anul, adică sezonul viitor, vor face față cu brio în campionatul național. Creșterea copiilor a fost mult mai benefică decât sezonul în sine. Cum a fost pentru dumneavoastră această experiență să-i învățați? 3 jucători mai în vârstă sau 4 suntem cu portarul Catrinoi, Timaru, eu și cu Niculescu, acum care am rămas. Dar a fost o experiență ok. A fost un lucru benefic pentru ei. Au crescut în valoare, se vede. Au jucat finala U20, au ieșit pe locul 2. E o realizare foarte mare. Sunt copii buni? Știți cum sunt copiii. Dacă îi ții în prâu, sunt copii buni. Dacă nu, mai fac și ei niște boacă în galea, cum se spune. Dar mari, da, sunt băieți de treabă. Iar acești tineri sunt cu adevărat luptători, pentru că au învățat de la vârste fragede că a renunța nu este o opțiune. În ultimele sezoane au avut cei mai buni profesori, oameni care cu adevărat modelează caractere și care s-au bucurat de fiecare reușită a tinerilor hocheiști. Într-un fel sau altul au fost ca niște părinți. Ne-au învățat tot ce știu. Cât de important este pentru un tânăr, under 20, să joace la echipa de senior? E foarte important. E ca o performanță foarte mare. Ca un campionat mondial. Adrian Catinoi m-a împins de fiecare dată de la spate și m-a ajutat să trec peste emoții. Pentru că acelea îmi creau cele mai mari probleme în timpul meciului, pot spune. El era lângă mine mereu și echipa. Pe Catinoi am privit întotdeauna ca pe un mentor. De când am fost mic, am urmărit și îl priveam și îl privesc și acum ca pe un idol. De câți ani ești la echipa de seniori, Steaua? Este al 3-lea an la seniori. Sunt titular în momentul de față. Mă bucur că am prins echipa de seniori și sunt mândru de rezultatele obținute. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine Steaua? A doua casă. Steaua înseamnă pentru mine a doua casă. La Steaua am primit primul meu salariu. M-a învățat să mă comport, să cresc, să joc, toate. La Steaua s-au împlinit multe dorințe, iar una dintre ele a fost posibilă în acest an. Tatăl și fiul sunt coechipieri sub aceleași culori roșu-albastre.
A fost visul meu acum câțiva ani să joc cu băiatul meu în echipă, mi s-a îndeplinit. La începutul sezonului, când chiar am jucat cu el în linie, a fost așa, oarecare trac, cred că mai mult din partea lui. Dar meciurile pe care le-am avut, intrat în campionat, am început să fim chiar colegi și să ne înțelegem chiar bine pe gheață. Chiar dacă pe uscat el... Sigur are multe să spună că nu i-a convenit, că i-am reproșat foarte multe, dar uitându-mă acum la final de sezon pe clasament, sunt bucuros pentru evoluția lui. A fost un campionat foarte greu, un campionat foarte bun pentru mine și pentru toți tinerii. Am avut privilegiul de a juca lângă câțiva experimentați și ne-au dat puțină încredere. Cum este pentru tine să joci alături de tatăl tău în echipă? E foarte greu. Din toate punctele de vedere, așteptările sunt mult mai mari, tensiunea puțin mai mare. Robert nu este singurul urmaș al tatălui și mezinul Timaru, Răzvan, pășește pe urmele lui. Iubirea pentru hockey i-a adus în aceeași echipă și pe frații ucraineni Andrei și Anton Butojnov sau pe gemenii Sebastian și Andrei Anton. Toți luptă pentru același ideal, chiar dacă vin din generații diferite. Își doresc să aducă steaua acolo unde este locul, în elita hocheistică. Echipa militară este deținătoarea recordului absolut pentru numărul de trofee câștigate în istoria sa. 40 de titluri de campioană națională și peste 30 de cupe ale României. Un palmares aproape imposibil de egalat. Dumneavoastră, ce vă doriți? Ce poate să-și dorească un antrenor? La anul să jucăm play-off-ul, adică 1-4 și Cupa României finala, cum a fost anul trecut. Cu speranța că ne vom întoarce din sezonul viitor la București, să vedeți și dumneavoastră că patinoarul se va umple, chiar dacă va fi un meci cu Sportul Zdențesc sau cu Miercurea Ciuc. Acum luminile s-au stins și pe patinoarul din Cârța. S-a mai încheiat un sezon în pribegie, însă veștile sunt bune pentru hocheiștii militari. Primăria municipiului București a anunțat că lucrările la patinoarul olimpic au început, iar peste 2 ani va putea găzdui competiții la cel mai înalt nivel. Sportivii și suporterii roșalbaștri își vor putea da din nou întâlnire, făcând să sară scântei pe gheața noului și eternului Mihai Flamaropol. Victorie! Da! Victorie!